Etapa nouă a legii întâi fotbalistice a dus Astra la Ploiești, acolo unde giurgiuveni au făcut în fața Petrolului unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ca densitate de ocazii din acest sezon al primului eșalon. Astra a învins cu scorul de 1-0 echipa Găzarilor și clasamentul legii întâi găsește echipa lui Marius Șumudică cu 20 de puncte, fotoliul de lider înainte de mini-vacanța pe care o ia Liga întâi. Omul surpriză a fost Alexandru Dandea, cel care a marcat unicul gol al meciului în minutul 35, relung cu capul în plasă după un corner de pe partea stângă executat de Budescu, într-un meci contraindicat cardiacilor. Asta a fost echipa norocoasă de pe teren, pentru că echipa gazdă cu Eusebiu Tudor, debutant ca principal în Liga 1, a ratat două penaltiuri. În minutul 38, Lunga a apărat o lovitură de la 11 metri executată de Dacian Varga. Apoi, în minutul 69, Laurențiu Marinescu a ratat un penalti acordat după un fault asupra lui Farina. Finalul partidei a înregistrat 1-0 pentru Astra și cei aproape 6.000 de spectatori de pe stadionul Ilie Oană au rămas dezamăgiți. Astra Giurgiu a intrat în teren cu Lung Junior, Cheiroș, Găman, Geraldo, Moraeș, Dandea, Boldrin, Anache în locuit de Ioniță, Budescu de Amorim înlocuit de Roșu și Alibec înlocuit de Florea. A fost o partidă la capătul căreia tehnicianul Șumudică a declarat: am făcut cinste fotbalului și noi și ei. Îmi felicit și jucătorii pentru efortul depus. Îl felicit pe Boldrin, care a dat dovadă de un mare caracter, pentru că a ținut să joace deși are fractură de os zigomatic. Cât despre Budescu, ce să mai spun? A alergat de s-au dat parametri peste cap, a mai spus Șumudică. După această victorie, Astra este lidera clasamentului cu 20 de puncte, golavraj 19-13, urmată de Dinamo cu 17 puncte, apoi de Viitorul, ASEA Târgu Mureș și Steaua cu 16 puncte. Etapa 10 va începe pe 12 septembrie și Astra Giurgiu va întâlni acasă Pandurii Târgu Jiu.